Salut! Un principiu asiatic despre care vă mărturisesc că am aflat citindu-l recent pe invitatul meu, nutriționistul Cristian Mărgărit, spune așa: beați mâncarea și mănâncă-ți apa. Oare ce vrea să însemne asta? M-am întrebat eu, dar cred că și tu te întrebi. Că pe vremea asta caniculară, poate chiar nu-ți vine să mai mănânci. Azi la Ghid Rapid intrăm pe turnanta nutriției. Sunt Valentin Chisoceanu și, ca și voi, sunt cam pofticios, recunosc. Sper că sfaturile următoare să ne ajute să ieșim din vara asta fără burtă. Deci să învățăm să ne bem mâncarea. Bună ziua, domnule Mărgărit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Da, și mie mi s-a părut ciudat când am auzit-o prima oară. Și apoi cineva a remarcat tot așa la o întâlnire, beam niște apă și zice: da, ce faci cu apa? Ce, că o mesteci. Deci, și cum ne explicăm asta? Mestecam apa pentru a o amesteca cu salivă. Și atunci ea ne va hidrata mai bine, se va integra mult mai bine în corpul nostru, în organismul nostru, care știm că este cel puțin 3 sferturi apă, deci trebuie să avem o relație foarte bună cu ea. Iar băutul mâncării e simplu, trebuie să mesteci mâncarea atât de bine până când devine lichidă și abia apoi să o înghiți. Pentru că acest proces deci de digestie... foarte, foarte încet? Lent, da. Acest proces de digestie începe în gură, se eliberează nutrienții mai ușor, e un stres mai mic asupra digestiei și organismul, primind acești nutrienți, nu mai simte senzația de foame la fel de pregnant. Pentru că vei simți de multe ori că ai mâncat mult, ai burta plină și tot ți-e foame. Existând în același timp și o întârziere între cantitatea de alimente pe care ai introdus-o în corp și apariția senzației de sațietate. Dar în secolul ăsta al vitezei mai avem, nu știu, răbdare să mâncăm lent, să... Răbdare ne facem. Problema în secolul modern nu este neapărat timpul, pentru că pe asta o rezolvăm. Ne educăm, ne alocăm jumătate de oră pentru masă. Problema, în schimb, sunt alimentele. Calitatea alimentelor, conținutul lor nutrițional. Ele, nemai fiind produse și crescute tot lent, pentru că și ele ar trebui să crească lent, apropo de să nu le grăbim cu... Exact. Apropo de pui, apropo de roșii, sigur că atunci sunt mai bogate nutritiv, hrănesc mai bine corpul. Fiind alimentele în mod obișnuit sărace nutritiv, pe de o parte mâncăm mai mult pentru că organismul încearcă să compenseze. Dă-mi magneziu. El nu știe să ceară magneziu și tu nu știi în ce se găsește magneziu și săracul îți face foame sau poftă de dulce. Și atunci toată această poveste se traduce în bolile omului modern, pe care le contracarăm încercând să mâncăm alimente cât mai naturale. Deci, repet, alimentul natural e cel bogat nutritiv, cel care are gust. Dar mai știm cel pe care sunt? Imediat. Cel pe care îl mesteci de plăcere, nu? Ai vrea să mesteci un aliment de plăcere. Dacă tu mănânci un aliment aproape inert, bazat pe zahăr, făină, uleiuri și etc., plin de aditivi, tu vei simți gustul aditivului ca un drog, celebrul glutamat de sodiu, și ai primit acea satisfacție falsă, ca pentru orice drog, și nu mai primești satisfacția reală din gustul unui aliment adevărat. Culmea, acest glutamat, potențiator de aromă, și substanțe înrudite cu el, tot potențiator de aromă, se găsesc în mod natural în alimente. Sardinele, parmezanul, carnea maturată, prosciutto, de exemplu, sau hamon, trufele, icrele, chiar și sosul de soia. Deci, iată, vedem că există foarte multe alimente naturale, bogate, tomatele roșii, desigur, alimente bogate, nutritiv, naturale, care conțin aceste substanțe. Dar cum mai știm dacă sunt naturale sau nu? Când mergem la cumpărături, nu știm dacă acel, nu știu, acea roșie a fost grăbită pentru... Nu prea poți să-ți dai seama decât după gust, așa cum spuneam. Adică noi le putem evalua după gust și după satisfacția pe care o primim. Mulți oameni încearcă să depisteze după forma roșiei, că a fost tratată sau nu, evident că asta nu poți să spui. Alții spun că se uită la o roșie și spun că a avut nu știu ce substanță, nu poți, sau care pesticide sau nu. Nu, pentru asta îți trebuie un test de laborator. Pentru că o roșie poate proveni dintr-un răsad sau altul, poate fi culeasă mai devreme sau mai târziu. Toți avem această obsesie cu roșiile și acum sper că avem și o explicație, nu? Pentru că au acest glutamat, acest, uite, mi-a lăsat gura apă, este gustul umami, gustul savuros, al cincilea gust. Cel care le completează pe toate celelalte, le potențează. Și atunci, sigur că ne aducem aminte de roșiile din copilărie, care erau foarte coapte, de fapt. Deci noi când luam o roșie de pe vrej, cum iau și eu, cum o să iau peste câteva zile când ajung la ei mei în grădină,
e o soală pe cea foarte coaptă și normal că ea, stând acolo mult, bătând și soarele în ea, a acumulat substanțe nutritive, dar și aromă, gust. O roșie care va ajunge în supermarket nu poate fi culeasă în ultima zi de coacere. Va pentru fi? Că în următoarea zi sau când ajunge în depozit va fi strica. Exact. Și atunci ele sunt culese un pic mai devreme. Deci nu vor avea niciodată nici aceeași valoare nutritivă, nici același gust. Și se mai întâmplă ceva, să spunem, pentru prietenii noștri care ne ascultă. Deci noi nu mai suntem cei de acum 20-30 de ani. Gustul nostru a fost modificat și de trecerea timpului și de aceste substanțe cu care am intrat în contact. Și abia apoi vine discuția despre soiurile de roșii. Mulți oameni văd, de exemplu, acea porțiune fibroasă sub coajă, alb. Da, da, da. Și imaginează că nu știu ce efectul, nu știu cărui chimical. Nu, pur și simplu sunt soiuri cu această coajă fibroasă pentru a putea fi culese cu mașini, pentru a rezista mult mai bine la transport și toate celelalte. Deci nu e neapărat că vrea cineva să ne omoare sau ne pune cineva ceva în mâncare să reducă populația globului, că vedem că populația tot crește, deci treaba nu prea e făcută bine. Am trecut de 8 miliarde. Da? Ci pur și simplu sunt motive care în ultimă instanță țin de votul nostru cu portofelul. Pentru că oamenii cred că cineva ne dușmănește și ne pune zahăr în pâine ca să ne omoare. Nu. Se pune zahăr în pâine pentru că acea pâine este mai cumpărată, mai cerută, deci este opțiunea consumatorului. În acest motiv, cel puțin eu mi-am asumat acum vreo 20 și ceva de ani partea asta de educație nutrițională, pentru că m-am gândit în felul următor. Dacă vom fi mai mulți care facem alegerea corectă și producătorii, comercianții vor pune pe piață produse pentru noi și atunci în timp prețul lor o să scadă. Și s-a schimbat acest lucru, nu știu, de-a lungul anilor, producătorii să țină cont, de exemplu? În ultimii ani mi se pare că da, deci de vreo 3-4-5 ani găsim, inclusiv în București, în toată țara, producători care pun pe piață și produse naturale, crescute ca pe vremuri. Deci da, cred că s-a făcut un astfel de progres, din păcate vor fi întotdeauna un pic mai scumpe. Și noi trebuie să fim conștienți de asta și să fim dispuși să plătim producătorul ca local. Ca să mai sănătos. Exact. Mai... Și în același timp, calitatea lor, aspectul lor, va fi foarte variabil. Deci, anume. Adică vei avea un măr mic cu un măr mai mare, vei avea un pui mai ațos, unul mai fraged. Deci există această variabilitate atunci când crește artizanal sau în ferme mici. Că vorbim de animale sau de fructe și legume, astea același lucru. Deci trebuie să fim conștienți că nu poți să le ai pe toate ca scoase, cum era în Star Trek, acel aparat replicator care scotea mâncarea perfectă de fiecare dată. Una e mai strâmbă, una e mai crudă. Deci este ceva absolut normal în natură să existe această variabilitate. Noi ne-am obișnuit cu merele sortate. Să fie, sortate. Nu știu, mai pătate, mai... Exact. Hai să o lămurim și pe asta. Vezi la supermarket că toate merele sunt la fel. Nu înseamnă, repet, că sunt scoase dintr-o mașină. Înseamnă doar că au fost sortate și alese cele care arată identic pentru că, repet, așa vor oamenii să iau un produs standardizat și pe undeva e de înțeles. Normal că vreau un produs standardizat care arată bine. În niciun caz să nu intrăm în acest mit că cineva vrea să ne facă rău și ia uite cum... Nu, eu am avut foarte mult contact în ultimii ani cu industria alimentară. Am fost invitat în ferme, în diverse facilități de producție, în... facilități de procesare, de exemplu de iaurt, de salate la pungă, chiar și de conserve. Și am văzut că sunt produse absolut naturale. Oamenii de acolo sunt oameni ca și noi, care și ei au copii și ei au viață și interesul lor ca profesioniști este să pună pe piață un produs cât mai de calitate, pentru că există concurență și între ei. Adică nu ar fi un producător pune ceva rău în cutie și celălalt n-ar zice nimic. Domnule Mărcării, dar dacă tot vorbeam de roșii și am vorbit un pic mai mult, combinația roșii cu brânză, ne îngrașă? Da, am făcut această afirmație acum vreo 2 ani și am generat un scandal foarte mare. M-am exprimat așa, am spus că nu e bine să mănânci cantități mari de roșii cu brânză de mai multe ori pe zi toată vara. Adică, automat, vorbim și de mai multe mese pe zi și de o cantitate mare și pe o perioadă lungă de timp. Asta înseamnă exces. De ce? Având gustul ăsta bun, roșiile, ne fac să mâncăm mai mult, combinate cu brânză, pentru că și brânza, mai ales cea maturată, o brânză de oaie maturată, așa sărată, are și acest gust umami, te face să mănânci foarte mult. Dar acolo sunt și foarte multe calorii, foarte multe grăsimi saturate, foarte dacă mult calciu. Mâncăm și cu pâine? Dacă mâncăm cu pâine e clar și mai rău. Ai și foarte mult calciu acolo, multă lume zice, păi cum, calciu e bun? Am auzit că da, este foarte bun calciul când ești în creștere și apoi la o cantitate
rezonabilă în viața adultă. Dar excesul de calciu este foarte periculos pentru că una dintre cauzele principale ale decesului este boala cardiovasculară. Și o componentă de acolo este calcifierea vaselor de sânge. Deci nu vrei să ai exces de calciu. Și asta ar trebui să o compensezi cu magneziu. Unde găsești magneziu? Păi în frunze. Mănânci doar roșii cu brânză? Ok, ai prea mult calciu, ai prea multe grăsimi, ai prea multe calorii. Pierzi ceilalți nutrienți. Ăsta are un principiu foarte interesant. Dacă tu mănânci foarte mult dintr-o anumită combinație alimentară sau dintr-un aliment, pierzi celelalte alimente care ți-ar completa dieta. Deci să combinăm o salată de roșii cu brânză și cu ceva frunze? Mai pui niște frunze, mai pui un spănăcel, mai pui un busuioc, mai schimbi tipul de brânză, mai pui o brânză de capră. Iarăși aici, dacă am o brânză de calitate foarte bună, nu am nevoie să mănânc jumătate de kilogram. Spuneam că mâncăm lent, mestecăm, simțim gustul alimentului și atunci pot mânca și eu 50, 70, 100 de grame de brânză, cât ar fi porția normală. Și fac și asta o dată pe zi. Și la celelalte mese am și alte alimente. Și de câte ori să mâncăm această combinație? Vara pe căldură? Că... Da, poți să mănânci și de câteva ori pe săptămână, nu e o problemă, dar repet, nu de mai multe ori pe zi. În cantitatea, exact, și nu de mai multe ori pe zi. Și la fel, nu știu dacă aveți pe lista acolo, poate o să o punctăm, apropo de grătar, pentru că românii au fost, când tot așa am făcut o afirmație la un podcast, au fost foarte insultați de faptul că grătarul este cancerigen. Au luat-o foarte personal. De ce? Deși chimia nu se schimbă românilor? Nici, da, chimia nu se schimbă nici în funcție de mine, cel care am pus mesajul. Lucrurile astea sunt foarte cunoscute și studiate de zeci de ani. Există avertizări ale Organizației Mondiale a Sănătății, avertizări ale EFSA, Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară. De ce? Pentru că încălzirea la temperaturi mari, alimentelor în general, dar în special a cărnii, formează acești compuși cancerigeni, care au denumiri, sunt cunoscuți, efectele lor au fost studiate. Vara românii fac grătar. Da. De fapt, de când se încălzește primăvara și la ocazie, da. Întâi mai... E foarte bun la gust grătarul, e o metodă rapidă. Multă vreme a fost promovată drept o metodă dietetică, pentru că se scurge, dar grăsimea care se scurge pe jar arde, fumul se ridică. Și e comparativ este... cu fumatul, mâncatul de carne arsă, bine făcută, pentru că acest concept românesc de friptură bine făcută e diferit. Dacă vorbești cu un bucătar străin, italian, francez, mai zic american, ce cum ai că bine făcută? La ei bine făcută înseamnă făcută doar un pic la exterior și înăuntru zemoasă și roz. Cealaltă arsă nici nu ți-o dă, te dă afară din restaurant. Da. Și atunci cum preparăm carnea să nu fie, să nu fie cancerigenă, dacă da. Mâncăm un eșec? Trebuie să menționăm în primul rând că e vorba despre un risc statistic. Sigur că există oameni care vor mânca toată viața și nu vor păți nimic, oameni care vor mânca mai puțin și vor putea păți ceva, alții care mănâncă și alte alimente dăunătoare, deci au și alți factori de risc, de exemplu consumul de alcool, sedentarismul, consumul de zahăr. Deci vorbim de o situație complexă. Nu e ideea că mănânci un mic sau o bucată de carne și cazi lat lângă grătar. Nu, e vorba de un risc, se acumulează și el diferă de la o persoană la o altă persoană. Nu suntem la fel de rezistenți la întâlnirea cu aceste substanțe cancerigene, la fel și cu alcoolul, știm toți foarte bine. Unii beau de sting și n-au nimic, trăiesc chiar o viață lungă și frumoasă, alții săracii se sting foarte repede. În primul rând, calitatea cărnii, deci nu trebuie să fie tratată cu nitrit, pentru că și acel nitrit contribuie la formarea nitrozaminelor, da? O marinăm înainte, marinarea cărnii o protejează de formarea acestor compuși toxici. Foarte și cât interesant. O ținem la marinat? O noapte? Câteva ore, da, peste sau... noapte. O și frăgezești, îi dai și gust și o și protejezi. Asocierea de legume și de salate, pentru că acolo ai fibre, antioxidanți care iarăși contracarează aceste substanțe nocive, inclusiv în tubul digestiv, da, le împiedică absorpția. Consumul suficient de apă, și aici iarăși oamenii fac glumă, dacă beau bere e bine, sau bunicul meu bea țuică și a trăit 90 de ani. Și aici paranteză scurtă, apropo de istorie, pentru că există de multe ori acest argument fals, nu argument eronat, cu apelul la istorie, bunicii, se numește Golden Age Fallacy, deci eroarea epocii de aur. Adică în trecut ar fi fost lucrurile minunate și iată și că acum... oamenii mâncau fripturi. Și dacă ne gândim, oamenii nu prea mâncau atât de multe fripturi, că nu se tăiau atât de multe animale, nu existau măcelării, supermarketuri, tăiau poate o găină pe săptămână și o mâncau pe toată, o și fierbeau. Făceau mai multe feluri exact, de mâncare. Exact, porcul se cam tăia o dată pe an, viței erau scumpe, adică oamenii nu mâncau chiar de multă friptură cum ne imaginăm. Mă refer la strămoșii noștri, hai să-i spunem mai apropiați. Cei care au trăit acum 500 de mii de ani sau mă rog 800 de mii de ani, că se tot împinge în spate această dată
au descoperit că poate fi carnea friptă și asta a adus niște avantaje pentru digestibilitate, pentru eliminarea paraziților, mă rog, bacteriilor, acei oameni nu prea mai apucau să facă 70, 80, 90 de ani. Pentru că și cancerul este o boală care, repet, apare și prin acumularea acestor daune asupra ADN-ului. Este. Și nu mai apucau, ei mureau săraci la 30, 40, cine știe din ce alte motive. Deci, și nici medicina atunci poate nu era... Bineînțeles, nu erau depistate, nici nu se pune problema. Deci atât că nu întotdeauna ce făceau strămoșii noștri, care pe de altă parte dacii făceau sacrificii umane. Vrem să ne referim, să avem o referință de genul ăsta? Nu cred că e cazul, nu? Repet, partea cu carnea friptă este mult, mult mai veche. Dar cum o preparăm mai bine? Nu la grătar, la cuptor chiar și la grătar. Vorbeam despre măsuri de reducere a riscului, să revenim. Deci o marinăm, o asociem cu salată, avem o carne de calitate și apoi ce spunem? Temperatura și fumul, bineînțeles, sunt problema, temperaturile mari. Păi ținem temperatura mai mică, încercăm să folosim o plită, deci nu un grătar unde să fie expusă la fum, o gătim, repet, la temperatură mai mică și o perioadă un pic mai lungă de timp. Și atunci, bineînțeles că se vor forma cantități mult, mult mai mici din acești compuși toxici și mănânci în siguranță, să zicem, un grătar, două pe săptămână. Ai vrea să mănânci carne arsă în fiecare zi? Nu cred că este potrivit. Și culmea, crește chiar riscul de cancer de vezică urinară, cancer de plămâni. Deci nu doar cel de tub digestiv, de stomac și de colon. Și... acele substanțe ajung și în alte părți din corp. De la vezica urinară este foarte simplu. De ce spuneam să bei multă apă? Pentru că multă lume râde ce, păi beau șpriț, nu beau apă. E bine, poți să bei și șpriț, dar să bei și apă. Acele substanțe ajung în sânge, sunt filtrate de rinichi și dacă nu ești bine hidratat, urina din vezica urinară este foarte concentrată și aceste substanțe afectează pereții. Pare o glumă când suntem tineri, pare o glumă când credem că viața e frumoasă. Și când suntem la distracție, exact. Și așa mai departe. Dar în timp și, repet, fiecare după aia este liber să ia decizia pe care... Cineva văzuse la mine pe Instagram că mâncasem, a crezut că am mâncat grătar, nu era grătar, erau niște pui făcuți la rotisor, deci era coaptă carnea și cu asta ne îndreptăm către alternativele mai sănătoase. Coacere o alternativă mai sănătoasă. Și iarăși când ai bucata în farfurie, partea arsă, neagră, maro închis, o dai pur și simplu la o parte. Nu mănânci. Nu mănânci. Am comandat niște mici și mie îmi plac, nu e nicio problemă. Și mi-a adus arși pe o parte. Am tăiat frumos partea aia arsă, nu am mâncat. Eu, cunoscând aceste lucruri, văzând toate aceste studii și, repet, sunt întinse pe zeci de ani, nu mai am cum, în mod psihologic, să fac acest gest, să mănânc acea arsură. Pur și simplu nu pot, pentru că știu că de o face și încă o dată, o carne arsă nu e o carne gustoasă. Nu e o carne plăcută dar la gust. Dar poate sunt oameni care spun, și aici mă număr și eu vă mărturisesc, nu-mi place să văd sânge. Acea carne crudă, mi se pare crudă. Sunt de acord, ține tot de calitatea cărnii, în mod normal carnea când este tăiată e foarte bine scursă, dacă o marinezi iarăși partea aia, să-i spunem lichidul acela, mioglobină cu apă, nu e sânge neapărat în carne, ce poți să faci este să o perpelești un pic, să o sigilezi pe plită, și apoi să o bagi un pic în cuptor, să o faci și partea din interior. Și atunci este bine făcută. Da, pentru că, exact, în epoca modernă se folosește metoda sous vide, deci cumva fiartă într-o pungă să nu îi se scurgă sucurile, metoda slow cooking, adică gătire lentă. Deci toate restaurantele cu, să spunem, pretenții sau evoluate din lume merg către metode de gătit cât mai delicate cu alimentul. În niciun caz agresarea alimentului. Și atunci de asta se duc către timpi mai lungi, temperaturi mai mici de gătit. Cineva spune, da, dar coreenii, japonezii gătesc pe o plită. Da, tocmai asta e ideea. Că având acea plită, poți să o gătești exact cât vrei. Sunt tăiate feliuțele foarte subțire. Să o gătești exact cât vrei, cât ai nevoie. Înseamnă că o ard dacă au o plită în față. Deci nu plita în sine e problema, ci temperatura mare și timpul de expunere. Și dacă alegem, de exemplu, carnea, să o pregătim la cuptor, la ce temperatură? A spus și pe un timp mai îndelungat să nu o forțăm. La ce temperatură? Mie îmi place să-i dau optima. La început un 180-200, să-i fac o crustă totuși, pentru că, repet, vrei acest echilibru între gust și sănătate. Dacă vrei să mergi doar pe sănătate, o mănânci fiartă, zici că e mâncare de spital și nu vrei să faci asta. Vrei să și trăiești viața, repet, dacă e marinată, dată cu niște condimente, ai pus-o la un 180-200, ai dat o crustă frumos, apoi la carne poți să o reduci și la 120,
poți să și ții chiar sub 100 dacă ai câteva ore la dispoziție și deci răbdare. Să ții, nu știu, să spunem o carne, o friptură de porc. Putem să o ținem la 100 de grade 3-4 ore? Se fierbe. Se fierbe. La 100 e fierberea. 120? Ea se coace cumva, dar va avea un aspect de carne fiartă. Dacă te duci la 120-140, obții și un pic din efectul acela de brunare. Celebra reacție Maillard se numește, unde se formează substanțe aromatice. Și atunci vrei să-i dai acea crustă. Vrei să aibă și gust și, mă rog, în funcție de cât de groasă e bucata, ce temperatură a avut, fiecare în funcție de cuptorul lui se prinde la un moment dat unde e zona, punctul dulce, sweet spot, unde, exact unde îți place, unde e și un pic crocantă, dar e și zemoasă la mijloc, fragedă. Și m-ați făcut un pic curios, mare parte acum cuptoarele acestea electrice au acea funcție de grătar. Folosim funcția de grătar la carnea, la cuptor? Nu prea o folosesc, mi se pare o temperatură prea mare. Dar au și avantajul mașinile moderne de gătit, că reglezi timpul și temperatura, asta e toată ideea. Să nu apară arsura. Vorbeam cu un american și îmi spunea, un cercetător în domeniu, deci nu cineva de pe stradă, și îmi spunea, mă rog, culmea că era și vegetarian. Și spunea, browning is good, adică să-l faci așa un pic maro e bine, burning is bad, adică arsura e rea. Deci să-i dai un pic de culoare înseamnă gust, înseamnă textură, vrei să mănânci ceva aromat și ceva bun. Când îl arzi, nu mai este bun. Deci trebuie asta să fim este atenți, principiul. Să nu ardem. Exact. Domnule Mărgărit, pentru că e vară, e, nu știu, unii zic, nu mai merde să mai mănânc acum. Care sunt cele mai indicate alimente pe timp de căldură și alimente pe care le propuneți ca să ne și hidratăm? Primul rând, cred că putem merge după un principiu de bază tot timpul anului, este alimentația sezonală. Ce ne oferă natura în această perioadă? Bineînțeles, putem merge într-o oarecare măsură și pe alimentație locală, ce avem în zona de unde suntem noi. Deci am legume, au și apă în ele, au și antioxidanți, ele ne mai protejează și de razele solare. Am fructe și intrăm iată în discuția fructe, zahăr, sucuri, etc. Și după aia am o carne slabă, am un pește. Deci eu zic că se poate mânca o salată cu pește sau o salată cu carne slabă. Alimentele mai dense nutritiv. Nu mă duc către leguminoase. Fasole, mazăre, linte, năut, le bag la legume. Sunt surse de proteine vegetale, sunt foarte bune. Eu folosesc, de exemplu, gata fierte la conservă. De ce? Numai, cum ar fi să fierbi? Sunt 40 de grade afară să și te mai fierbi fasole. Am luat o cutie din aia, am pus, am scurs-o, am făcut o salată, am și proteine, am tot ce îmi trebuie acolo. Deci încercăm să mâncăm mâncare mai slabă, fiind foarte cald, corpul nu prea mai face față la multe calorii, de aia nici mai ți-e foame. Deci nu atât de grasă mâncarea și, bineînțeles, atenție mare la tentații de tip zahăr, deci caloriile astea goale. Când vine iarna, sigur, poți să treci către o carne mai grasă, poți să treci către mai multe calorii, deci ceva mai consistent. Da, este absolut normal, repet, să urmezi și acest flux al sezoanelor, să spunem, vara cea. Păi am legume, am frunze și vreau să mă bucur de ele. Avem castraveții. Exact. Vreau să mă bucur cât mai mult de ele. A, apropo de roșii castraveți, nu? Poți să-i pun câteva cuburi de brânză și să fie o masă. Dacă mănânc și friptură, mănânc și brânză, mai mănânc și cartofi prăjiți, mai beau și patru beri, e clar un exces. Revin la ce spuneam, eu sunt pentru libertate totală în general în viață. Evident, până la noi afecta pe ceilalți. Poți să mănânci ce vrei. Dar să nu faci exces. Poți să faci și exces, dar să-ți asumi consecințele. Pentru că apoi noi toți îți plătim diabetul, îți plătim tratamentul pentru infarct, îți plătim tratamentul pentru ciroză, dacă vorbim despre impactul asupra societății. Nu? Dacă am avea cu toții ceva mai multă grijă, poate bănuții aia, în loc să se ducă în spitale așa cum sunt, subfinanțate, etc., nu mai discutăm, poate s-ar duce către alte lucruri, nu? Educație, să avem cu toții o viață mai bună, așa că ne facem rău de bună voie. Ok, ai mâncat un grătar, ai mâncat două, ai băut o bere, ai băut două, da? Ideea e că organismul nostru, unde vreau să ajung, rezistă la astfel de, hai să spunem, abuzuri, agresiuni, deci are o capacitate să facă față până la un punct. Și trebuie să fim foarte atenți să nu ne ducem peste această linie. Ne dăm seama când putem depăși acel punct? Ne mai și spune.
ne mai și spune, ne mai facem și noi analiza așa o dată pe an, vedem că ne-a sărit glicemia, ne-a sărit colesterolul în tavan, ne putem pune niște întrebări, nu? Hipertensiunea, la fel, că vorbeam de diabet și glicemie, o boală, un ucigaș tăcutii, se spune. Deja când îi vezi efectele, este extrem de târziu. Hipertensiunea, la fel. Adică astea ar trebui luate mai din timp și toate sunt influențate de modul de viață și de alimentație. Fructele vara. Mi se pare absolut sezonul lor, de asta spun, că deși au zahăr, zaharuri de fapt, nu zahăr în sine, care e sucroză, merită mâncate. Repet, reducem celelalte surse de carbohidrați din dietă. Adică nu o să mai mănânc și un kilogram de cireșe, să spun, mai mănânc și pâine sau mămăligă sau cartofi sau orez. Încerc și eu să le separ. Dacă am o sursă dintr-un nutrient, rămân pe ea, nu? Și atunci acel, să-i spunem, zahăr, acele zaharuri nu sunt atât de periculoase dacă dieta mea e scăzută în grăsimi, dacă e scăzută în alte surse de carbohidrați. Ce sunt grăsimile și carbohidrații? Surse de energie. Să spunem că organismul nostru ar fi ca un motor, ca o mașină. Pot să-i pun un pic de motorină, pot să-i pun un pic de benzină. Dacă îi pun și benzină și motorină și îi pun o cisternă și mai torn și o găleată peste ea, atunci apar problemele, nu? Deci totul este să corelăm acest aport de energie, cât mâncăm, cu cât arde corpul nostru. Dacă sunt foarte sedentar, cum sunt și eu, pentru că multă lume își imaginează că un nutriționist este slab. Da, sau un competitor la fitness sau... Nu, munca noastră de fapt constă în a citi foarte mult, pentru că e o știință care în continuu, în permanență se înnoiește, să spunem, să stăm de vorbă cu oamenii, ceea ce e un consum mental, dar nu fizic, să scriem. Deci munca noastră e tot o muncă intelectuală, o muncă sedentară. Deci nu aveți timp de sport, nu toți avem timp de sport. Trebuie să ne facem timp de sport, trebuie să fim activi fizic, dar nu suntem sportivi de performanță, să ne încadrăm în anumite... Bine, deși la sport de performanță sunt și ruibiștii, de exemplu, sau aruncătorii de disc, care au alte caracteristici fizice. Asta de ce? Pentru că în societatea noastră, și nu neapărat a noastră, în societatea modernă, se vinde imaginea foarte mult și se vinde visul frumos. Dar imaginea nu e întotdeauna corelată cu capacitățile intelectuale sau cunoștințele și visul frumos de obicei este fals. Și le dau aici exemplu oamenilor care mă întreabă de ce nu mai sunt în forma în care eram acum 20 de ani, de exemplu, că se uită pe internet, văd poze cu mine, cu pătrățele, cu mușchi, dar de ce nu mai ești în aceeași formă? Zic, bine, pe lângă faptul că au trecut 20 de ani sau, mă rog, e problema mea dacă mai sunt în formă sau nu, sau ce probleme de sănătate, etc., e problema fiecăruia, dar întreb altceva. Când ai fi când crezi tu că știam mai multe despre nutriție? Când aveam 21 pic de ani și arătam ca un atlet? Sau la 44, deci peste încă 20 ceva de ani de studiu și de lucru într-un domeniu. În cine avea încredere? Într-un om de 20 de ani cu experiență? Bine, și atunci mă credeam deștept și atunci credeam că le știu pe toate, așa cum crede toată lumea. Au mai trecut încă 20 ceva de ani în care am acumulat și îmi place să cred că am învățat. Adică trebuie să ne uităm un pic dincolo de aparențe. Da? Repet, visul frumos, 20 de kilograme într-o lună. Mănânci oricât și slăbești, toate aceste povești. Metoda nouă, s-a descoperit postul intermitent, gata, s-a rezolvat. Avem dieta ketogenică, gata, s-a rezolvat. Sunt avem sănătoase? Și alta metodă. Sunt niște instrumente. Se pot potrivi sau nu, ți se pot potrivi într-un moment sau nu, se pot potrivi o perioadă de timp după care ai nevoie de altceva. Poate fi o preferință individuală, de exemplu, am ținut mult timp dieta ketogenică. O dietă cu totul specifică, excelent mergea, doar că mă rupsese social complet și doi la mână mi-am dat seama că încep să mă definez prea mult prin modul cum mănânc. Și mi-a plăcut să cred că sunt mai mult decât ce sport fac sau modul deci cum concentrația mănânc. Foarte mare pe mâncare. Da. E că ca tot un job, e ca o... și devine o obsesie pentru că nu ai voie să calci strâmb și ai văzut asta de obicei la vegani, nu? Această obsesie care se autoalimentează permanent. El trebuie să spună tuturor, adică se autoconvinge permanent. Eu sunt vegan, că nu. Da, sunt foarte puțini care sunt atât de echilibrați și detașați, care pur și simplu își fac treaba. Am astfel de prieteni, cunosc astfel de persoane, care au această decizie. Sau chiar dacă mănâncă într-o zi pește sau ceva, nu fac un eveniment din asta. Sau nici că au mâncat, nici că nu au mâncat. Deci ei merg pe un drum.
Dar cei mai mulți oameni vedem că au nevoie de această autoconvingere permanentă. Nu? Sunt și niște glume. De unde știi că cineva face crossfit? Spuneți! Îți spune el cum te vede. Așa și cu alte, știi, domenii. El încearcă tot timpul să își, mă rog, autoalimenteze această obsesie. Și mi-am dat seama cu mulți ani în urmă că nu e bine să fii obsedat de nimic. E bine să fii un pic mai detașat, chiar dacă am pierdut din forma fizică. Zic, prefer să fiu mult mai echilibrat, ponderat, să petrec mai mult timp cu copilul, să fiu concentrat și pe alte elemente ale vieții, pentru că iarăși foarte mulți oameni vând acest vis imposibil. Te uiți la o vedetă, la un influencer din domeniul fitness-ului și te întrebi ce am în comun cu acea persoană. Cum arată o zi din viața acelei persoane? Poate acea persoană este doar la sport sau cel puțin asta evident, ne vine nouă. Evident, asta. Doar asta face. Normal că dacă face doar asta, are, e cu trebuie tot să altă ne bucurăm poziție. Și... Tu poate ai job, poate ai copii, poate ai alte hobby-uri, preocupări și bineînțeles, în toată asta ți-ai inclus și o dietă sănătoasă și revin. Da, trebuie să-ți găsești timp și pentru sport. Sau mișcare, poate cuiva îi place să danseze, cuiva îi place să alerge, cuiva îi place să meargă cu bicicletă. Altcineva vrea să tragă de fiară. Fiecare totul este să ne liber găsim să un facă pic de ce timp. Vrea. Dar că tot vorbeam de fructe vara, mâncăm doar pepene ca să slăbim? E complet greșit, evident. Pepene este practic apă cu zahăr, dacă e să ultra simplificăm. În realitate e un pic mai complex decât apă cu zahăr, începând de la coajă, și coaja e bună să mănâncă, are citrulină, este foarte benefică pentru sănătate. Coaja de pepene? Da. Semințele sunt foarte sănătoase și ele bogate în magneziu, în fibre. Și ai, bineînțeles, pulpa, partea roșie, care are și un pic de beta-caroten, probabil și niște enzime, probabil și un pic de vitamina C, dar în mare măsură, probabil undeva pepenele ăsta bine copt, undeva spre 10 grame de zaharuri la 100 de grame. Și iarăși revenim la cantitate, cum vorbeam și la brânză, cum vorbeam și la carne. Una e să mănânci 2-3 felii și ai 300 de grame, 30 de grame de zahăr. Absolut în regulă, zaharul, da? Nicio problemă. 2-3 felii pe zi? Da, la o ședință, sau... să spunem. Okay. La o... okay. Cum am stat eu acum înainte să vin în emisiune, mi-ați oferit, am mâncat. M-am bucurat de el. M-a hidratat, mi-a dat un pic de energie pentru emisiune. A fost ceva minunat. Dacă vii seara acasă, mai ales după ce ai ieșit în oraș și ai mai mâncat, știu eu ce... pizza sau, și poate o să discutăm un pic de tentațiile astea de vară, și am deschis frigiderul și am mâncat 2 kg de pepene, că mi-era sete. Simt nevoia de răcorire. Da. Atunci ai 200 de grame de zahăr și s-ar putea să fie un pic peste cât îți permiți. A, ai venit după un triatlon sau după un antrenament de 1 și jumătate, te-ai dus cu bicla sau știu ce ai făcut, merge. Undeva în jur de, să zic, 100 de grame de zaharuri. Că mi-ați anticipat întrebarea, voiam să vă întreb, pepene seara târziu, da, deci da, doar după sport. Dacă ești după antrenament, da. Da, absolut. E chiar îți face bine. Repete, hidratează, vine și cu niște vitamine, cu un pic de minerale, adică este ceva benefic pentru organism. Repet, ai o mașină. Dacă ai rezervorul gol, poți să pui benzină în rezervor. Dacă rezervorul e deja plin, respectiv tu deja ai mâncat, unde mai pui? Dă pe afară. În celulele noastre, când dă pe afară, înseamnă îmbătrânire prematură, riscul de cancer, diabet, boli cardiovasculare. Deci o uzură a organismului foarte, foarte gravă. Asta, apropo, ca să revin un pic la bunica mânca și bunicul făcea și dregea și fuma și în hârtie de ziar cu plumb și a trăit 90 de ani. Ei făceau și foarte mult efort fizic, unul la mână și doi la mână. Muncile câmpului. Exact. Statisticile ne arată foarte clar că nu trăiau atât de mult. Sunt acele excepții și cineva, dacă a avut un bunic care a trăit mult... Se tot lăuda. Da, zice că... Dar, evident, asta era și o eroare logică. Faptul că există un bunic care a trăit 90 de ani și bea țuică și fuma în hârtie de ziar și mai alerga și băbuțele prin sat, nu înseamnă că toți. Majoritatea se duceau mult mai devreme. Deci nu vorbim despre excepții aici, pentru că, deocamdată, nici chiar testele genetice nu sunt atât de avansate. Se va ajunge în curând la nivelul ăla. Nu sunt atât de avansate să zică, tu poți mânca în viața ta 100 de kilograme de zahăr, poți bea 300 de litri de alcool pur, mă refer pe toată viața, știi? Până când cedează. Ca la mașină, la 300 de mii trebuie să-i faci nu știu ce revizie. La corpul nostru, deocamdată, nu putem să-i facem aceste revizii. E foarte complicat un transplant, deci și atunci e mai bine să ai grijă de el din timp. Sigur că la un moment dat se acumulează toate daunele astea, inclusiv trecerea timpului, radiația cosmică, etc. Și viața noastră se termină la un moment dat. Dar ai vrea să ajungi acolo cumva, fără să uzezi vreun sistem în mod prematur. Cumva să le lași să se ducă. Și se pare că, făcând comparație cu
alte animale, da, din punct de vedere genetic, noi am fi cumva pe la 120 de ani programați. Adică am avea resursa asta genetică. Ce înseamnă resursa genetică? Este informația după care noi suntem construiți. Acea informație este folosită pentru a se crea noi țesuturi, noi celule și, bineînțeles, se degradează. Ca atunci când copiai o bandă de magnetofon, de exemplu. Problema e ceva mai complexă, dar am ultra simplificat. Și atunci, sigur că, în timp, acea informație nu va mai fi la fel de fidelă, enzimele nu se vor mai aranja cum trebuie și, practic, acest miracol al faptului că se pornește de la o celulă care organizează un organism și apoi se dezorganizează, acest miracol la un moment dat se închide. Și bineînțeles, cineva va spune, păi o viață ai, măcar să bagi mați. Să profiți de ea și da. Alegerea, trebuie să mai avem și un pic de grijă. Repet, e alegerea fiecăruia 100% ce riscuri își asumă, ce vrea să mănânce. Că multă lume spune, păi nu ne dai sfaturi, acesta nu este un sfat. Este, din punctul meu de vedere, o realitate pe care eu o cunosc, o transmit, fiecare, nu doar că este liber, trebuie să se documenteze, nu trebuie să mă creadă nimeni pe cuvânt, nu vreau să prezint încredere, vreau doar să sădesc acea sămânță ca fiecare om să se autoeduce, să se informeze și să aleagă, până la urmă, pentru el. Care sunt tentațiile vara? Că tot spunea și a spus inclusiv de pizza, na, vara ieșim seara la o terasă cu prietenii, la o bere, normal, mâncăm o pizza sau poate chiar niște mici. Hai să pornim de la sete, că prima oară ni se face sete. Și dacă bei lichide dulci, automat zahăr, automat calorii. Dacă bei cu alcool, automat alcool. Deci trebuie să avem foarte mare grijă la aportul de apă, astfel încât aceste lichide dulci sau care conțin alcool să nu ajungă să predomine în aportul nostru de lichide. Deci, da, e ok, normal, vrei să bei o bere, vrei să bei un șpriț, vrei să bei un suc, dar în primul rând asigură-ți cei, hai să spunem, 2 și ceva de apă. Putem vorbi și despre supe, putem vorbi și despre ayran. Zile trecute am încercat să beau niște borș, știu că sună ca o glumă, mi l-am cumpărat. Borșul este foarte sănătos, apropo de bere. Tot din cereale obținut, nu? Mă rog, din tărâțe, e tot fermentat, dar nu este fermentat cu drojdie, saharomyces cerevisiae, cum este la bere, și mă rog, diversele variante de pils, de tot acest rafinament, ci este cu bacterii lactice, cum ar fi iaurtul. Deci borșul este mult, mult mai benefic pentru sănătate. Pentru că e un pic greu de băut, are un gust ciudat, poate vrei să-i pui zahăr, miere, dar o ciorbă poți să faci cu borș. Este absolut binevenită vara. Iată că deja m-am îndreptat fără să vreau către ce ar fi bine. Dar am spus, ne ferim de zahăr cât putem, de lichidele astea dulci. Alcoolul cu măsură, da? Iarăși. O bere două, un pahar două de vin, șpriț cât mai lung, tărie nu cred că se mai pretează, e prea cald. Și apoi încep tentațiile, iarăși hai să mergem tot către astea dulci până la pizza. Ai înghețata, nu? Zici că te răcorește și aici vreau să punctez ceva. Toate alimentele reci te răcoresc pentru câteva minute, după care organismul ce face? Senzorul percepe că e ceva rece și produce mai multă căldură. Îți va fi mai cald. Simți nevoia de mai mult rece. Mai mult rece și te duci după o băutură rece, vrei să bei și mai mult. Deci trebuie să te duci către alimente cât mai apropiate de temperatura mediului. Deci nici nu zic să bei ceai fierbinte cum beau arabii. Dar nici beri foarte rece, poate, să zicem. Poate prea diferit de cultura noastră să bem chiar ceai fierbinte, dar nici beri foarte reci, toate cocktailul cu gheață, etc. Da? Deci cu înghețata mare, mare grijă. Bine, cine vrea poate să-și ia un iaurt din ăsta cremos, își mai pune niște fructe de pădure, l-a băgat la congelator, l-a dat la blender. Eu am și o mașină de înghețat, adică acum există, posibil. M-ai întrebat un pic mai devreme despre cuptor. Deci există foarte multe aparate, unelte, device-uri, gadget-uri care te ajută să mănânci mai sănătos dacă vrei. Adică poți să-ți faci înghețată, chiar voi sunt tot așa la Instagram la o tipă care merge la sală într-o formă foarte bună și pusese poză cu aparatul de înghețată. Își făcuse singura o înghețată din ingredientele pe care le voia. Dar repet, ajungi în centrul istoric aici în București, eu nu stau la acea coadă lungă la înghețată, mă duc la alte gelaterii unde este coadă mai mică și înghețată la fel de bună și îmi iau, mănânc și o înghețată. Deci asta spuneam, fiecare alege pentru el și cel puțin eu am încercat să nu fac o religie din nutriție. Deci să nu interzici anumite lucruri, doar vrei să te bucuri de ele. Iarăși spuneam că viața noastră e limitată, deci vreau să maximizez satisfacția, nu, din acest punct de vedere, hai să spunem hedonistic. Atunci vreau să mă bucur și de ele.
nu? Le gust, le mănânc. Pe căldură mare e suficientă apa sau e nevoie și de alte băuturi cu diverse săruri ca să ne hidratăm? Uite, da, ca să punctăm și cealaltă tentație. Apa, într-adevăr, este un pic cam goală pentru hidratarea asta optimă de vară. De asta vorbeam despre Iran, unde mai ai și proteină, mai ai și un pic de calciu și ai și sare, nu? Pentru că mănânci alimente sărate. Dacă mănânci alimente sărate, când ne gândeam la alte tentații, de tip pizza, de exemplu, este foarte sărată și atunci ai destulă sare acolo. Nu este neapărat nevoie să mai bei, nu știu, o băutură de echilibrare electrolitică, da? Aia pentru sportiv, da, este potrivită. Un sportiv care transpiră foarte mult, dar pentru un om obișnuit, cred că alimentația obișnuită plus apă, plus supe, ciorbe, fructe, legume, un airan sau să ne învârtim în zona asta, cred că este suficient. Adică nu cred că pentru un om obișnuit este nevoie neapărat de a-ți pune, nu știu, minerale din acestea, pudră în apă. Ești la plajă, ai transpirat foarte mult, ești pe barcă sau știu, ai activitate în aer liber, atunci da, merg și aceste minerale, hai să spunem suplimentul cu minerale, fie că e deja lichid, o băutură izotonică, fie că ai un pliculeț cu minerale sau o tabletă efervescentă, ți-o pui în apă. Da, sunt binevenite, repet, când transpir foarte, foarte mult, când faci un efort exagerat. În final, domnule Mărgărit, dieta mediteraneană este cea mai bună? Include și prăjele această dietă? În primul rând că dieta mediteraneană este un concept comercial american. Dieta mediteraneană nu este dieta oamenilor din jurul Mediteranei. Mulți dintre noi am fost în zona mediteraneană, am văzut cam toate insulele din Mediterană, am fost într-o grămadă de țări de pe această coastă și nu am văzut pe nimeni, de exemplu, mâncând cereale integrale. Nicăieri. Nici în Italia, nici în Spania, nici în Franța, nici în Grecia, nici în Turcia. N-am văzut mâncând cereale integrale. Mănâncă cereale albe. Ce fac ei foarte mult? Mănâncă foarte multe legume, frunze de vară. Da, astea fac parte din dieta mediteraneană. Mănâncă foarte mult ce? Pește, fructe de mare. Da, fac parte din dieta mediteraneană. Mănâncă ulei de măsline. Da, face parte din dieta mediteraneană. Numai că, fiind local, poate ei chiar mănâncă ulei de măsline. Noi aici s-ar putea să nu știm dacă mâncăm ulei de măsline sau altceva. Mai beau și un pahar de vin, apropo de ce vorbeam. Da, face parte sau nu din dieta mediteraneană, dar ei mai fac un lucru extrem de important, care s-a constatat că ar fi de fapt elementul comun pentru acest beneficiu, pentru sănătate. Somnul de la prânz, odihna, la ce mă duce cu gândul? La stilul de viață, la ritmul vieții, la nivelul scăzut de stres, la statul la soare și iarăși în zona mediteraneană, dacă vorbim și de Spania, Italia, vorbim de un sol bogat în minerale, mai vorbim de insule. Insularii au și un avantaj genetic. Se vorbește despre blue zones, zonele albastre unde oamenii trăiesc. Sunt în general insule sau zone izolate. Ăștia au un avantaj genetic, aceste populații. Deci sunt diferiți de noi. Dar revin, mănâncă natural, nu? Chiar dacă mănâncă cu făină albă. Nu e o problemă, pentru că în rest au multe fibre, au multe legume, au tot ce le trebuie. Dorm la prânz. Și deci, în general, siesta de prânz, sunt expuși, siesta mediteraneană. Exact, sunt expuși la soare, deci vedem vitamina D. În general, modul lor de viață este unul mult mai liniștit. Și te uiți la ei și îi vezi cu ochiul liber. Și asta am văzut și la californieni, pentru cine a mai cunoscut mine. Acum, în ultimii ani, înțeleg că s-a degradat foarte mult situația și pe coasta de vest, acolo în America, dar și la californieni, ce înseamnă? Tot o climă similară cu cea mediteraneană. Vedeai pe fața lor că sunt din California, când dintr-un grup de 20 de americani. De ce? Fața limpede, un pic mai bronzați, zâmbetul frumos, relaxați, fără mișcări bruște. Apropo de cum tolerăm căldura în această perioadă. Ne hidratăm, vorbeam că vom mânca mai puțin dens din punct de vedere caloric, deci alimente mai slabe, mai ușoare și încercăm să nu ne agităm foarte mult. Această agitație și stresul produc mai multă căldură și atunci evident că îți va fi cald. Și la fel, alimentele nu foarte reci și la fel, aerul condiționat în casă, nu chiar la minim și nu chiar tot timpul. Rezistăm și noi cât putem, până la temperatura de confort real. Pentru că dacă ai stat la 16 grade în casă, normal că 22 o să ți se pară foarte cald. Dar iarna, sunt sigur că 22 în casă o să ți se pară frig. Deci trebuie să avem grijă la aceste diferențe, pentru că sunt foarte periculoase pentru sănătate. Mulțumesc mult că ați acceptat invitația. Mare plăcere.
Sper că v-am făcut poftă, să nu exagerăm și să avem o vară liniștită. Numai bine!